Ce? Bună! Am senzația că sunt la surprize pe cuvânt. Da. Prima surpriză, Cătălin. Ești chiar amăruță, să știi. Ce drăguț! Iulia Vânturi tocmai din ce India. Ce faci, Andreea? Vino. Ce faci, Horia, Cătălin? Cătălin, ce te s-a sărut. Întâmplat cu tine, dragul? Lasă-l pe Cătălin, uite-te la mine. Asta e viața. Dar normal, mai poate cineva să se uite la altceva decât să știi la că mai evident. Devreme am vorbit la telefon prima cu Iulia, Andreea, înainte de a intra în direct și a fost super. Așa o reală bucurie. Iar da, te auzim pe tine și... foarte bine. Nu au ce zici și Cătălin. Da, auzi numai ce zic eu, mă bucur lucrul ăsta. Păi normal, vocea ta e puternică. De acoperă pe toți. M-am gândit să nu-i spun Cătălin și să-i spun Florin. Mie? Da, Florin Piersic. Bine, Ileana, bine. Pentru că... Andreea vă salută din India. Ce faci, Iulia? E foarte bine, doar de tine bine, și Andreea, de India. Da, mi-închipui. Să știi că noi te păstrăm aici cu drag, așa, amintirea ta. Mi-aduc aminte când ai fost aici și mi-a plăcut foarte mult să am pe cineva de acasă, aici în vizită. A fost foarte frumos și scuzați-mă, dar trebuie să intervin. Ce amintire, ce Indie, eu sunt pe din afară cu subiectul ăsta. Cum? Păi cât ai fost în India? Păi cum nu te-ai adaptat și tu pentru... Nu s-a documentat deloc. Nu știu ce se întâmplă cu el. Eu n-am mai intrat în viața ta de când mi-ai spus adio. Să scrii și voi versurile astea, să scrii. Doamne, ce cadru superb am. Adică ce văd eu acum? N-ai vrea. De fapt, ați vrea cu toții să vedeți ce văd eu acum. Este locul în care toți operatorii fac șarful, asta vrea să spună, adică de colteul meu. Așa, da. Bun. Adică inima ei mare. Inima mea mare. Deci când ai fost în India? India, prima oară acum, cred că 12 ani sau 10 așa, ani, așa. În care am avut așa niște revelații, am fost într-un centru de meditație. Scuze, ai fost singură în centrul ăla de meditație? Dar revelațiile alea nu poți să ai decât singur, dragă Horia. Iar ce scuze. Așa, și? După care m-am mai dus de câteva ori, după care... De câteva ori? De câteva ori, păi mi-a plăcut și m-am întors. Eu n-am fost niciodată în India. Singurul loc în care am fost a fost undeva în sudul Indiei, într-o insulă numită Maldive. Atât. Acum, nu? Și da, e oceanul indian. Merge, e oceanul indian. Toată regia și Cătălin, pe buzele lor, este o singură întrebare. Cine l-a cunoscut pe Salman Khan? Tu sau Iulia? Asta activă. Asta în legătură cu ce? Liniștea asta ce? E din program? Asta e liniștea asta? Auzi, aici ai făcut documentare, nu te-ai gândit tu că e ceva cu Salma? Absolut. Păi nu, că nu e documentat bine. Înseamnă că și știi dacă ți-ai făcut documentare, de cine mai întreb? Bineînțeles că știu, pentru că eu l-am cunoscut pe Sandokan. Este singurul pe care... Și Sandokan, l-am cunoscut pe Sandokan, serios? Da, eu am jucat rolul lui Sandokan, da? Eram mult mai plin atunci. Acum sunt mai suplu. Și am sărit și am zgâriat tigru. Nu vă arăt acum că nu e. Nu are sens. Nu e vorba de mine, e vorba de voi. Pentru că pe mine mă interesează și telespectatorii, mai ales bărbații care acum îți dau mesaje și vor să intre pe sub pielea ta să întreabă. La începutul emisiunii, Horia a făcut așa, a dat un anunț în care a spus că vrea să-mi găsească un bărbat, nu știu de ce s-a gândit că trebuie să facă asta. Și acum au început să curgă anunțurile și la final va face casting. Bine, și la mine cu și înainte. Da, bărbatul trebuie să fie iubitor, trebuie să fie înțelegător și, în primul rând, să fie alături la bine și la greu. Atenție, bărbați, la bine și la greu, alături de Andreea. Hai. Puteți? Andreea, 33 de ani. De-aia n-a fost niciun mesaj până acum. Horia, o aveți acolo pe Iulia Vântur. Întrebați-o când vine acasă. Ce mai faci, Iulia? Nu, că eu mă bucur să vă văd și să vă aud vorbind. E perfect, mă bucur mult de tot să vă văd așa comunicând și să vă văd împreună. Cred că ți-e foarte dor de casă, noi am vorbit de foarte multe ori. Da. Și ți-e foarte dor, având în vedere că în ultima vreme n-ai mai putut să vin în România. De cât timp n-ai mai fost în România? Da, și tot îmi fac planuri în fiecare săptămână. Îmi fac planuri cu părinții mei și cu prietena mea cea mai bună să ne vedem. Dar sunt tot felul de, știi, la rături trebuie să stai în carantină și tot mai amânăm câte o săptămână, dar asta cumva, știi, ne-a făcut bine într-un fel, pentru că dorul se mai atenuează puțin, știi, în momentul în care zici, ei, lasă săptămâna viitoare, ei, lasă la sfârșitul lunii, știi? Și tot așa mai mergi încă o lună, dar eu știu că o să se întâmple foarte, foarte curând. Deja cu tehnologia. N-am plănit încă o dată.
Mie normal. Tehnologia întotdeauna ne ajută. Eu vreau să știu un singur lucru, pentru că eu știu și cred că anumiți telespectatori știu lucrul ai grijă, acesta. Ai grijă, eu sunt prietena ei. Ai grijă ce o întreb. O întreb ceva normal și firesc. Eu știu foarte bine că tu ai voce. Poate ne împrietenim și noi totuși. Că tu ai voce. Iulia Vântur are o voce foarte frumoasă. Vreau să te întreb, acolo unde ești tu în India, tu cânți? Ești așa. Invitată la televiziune să cânți, să faci și momente muzicale? Sincer. Da, eu cânt și am fost și într-un turneu în Statele Unite. Am avut un turneu în 9 orașe principale din Statele Unite. Și a fost foarte frumos. E o nouă călătorie de care mă bucur foarte tare. De ce nu mi-ai spus să-ți... Avem aici ciucă, îți putea ducea bagajele. Măruță, Măruță, un impresar senzațional. Iar eu îți făceam masaj. Evident. Păi nu, tu te dai cu mine. Acolo și au grijă de ea. Nu ai, oameni, ai echipă mare? Am echipă. Avem echipă, avem valoare. E răsfățată, face... Dar hai să nu mai... Vrei să vedem ce mai face. Păi da, prin muzică, pentru că atunci când a fost în America, ai cunoscut pe cineva în America, așa-i? În timpul turneului. A cunoscut foarte mulți oameni. Exact. Așa, continuă. Dezvoltă. Pe cine? Trebuia să zic că am cunoscut pe cineva, pe cine? E capcană? Întrebarea ta? Am cunoscut foarte mulți oameni și m-am antrenat, uite, dacă vrei, m-am antrenat cu un tip care se ocupă de toate filmele de acțiune și am și filmat ceva acolo. Uite, te întreb o chestie. Dacă ți s-ar face o invitație la Vocea României... Așa. Nu găsesc nimic de râs în lucrul ăsta. Dacă ți s-ar face invitație la Vocea României, ai veni în față. Atenție, poate că nu sunt familiarizat și colegii mei poate că nu sunt familiarizați cu vocea ta. Ai risca? E un lucru, eu n-aș face acest lucru. Ai risca să vii în spatele scaunelor, să începi să cânți și să sper că unul dintre scaune se va întoarce? Ai face lucrul ăsta? Ai face nebunia asta? Vezi, poate de asta că da, un coach. Știe. Exact, tu poate trebuie că să fie da. La perfect. Poate că da. Cu siguranță, dacă ar fi coachul ei... Deci, eu cred că atunci am face un turneu în toată România. Ar fi în top 10, peste tot. În top 11. Eu cred că trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Îți trebuie un coach motivațional, iar eu pot să fiu. Astăzi am determinat-o. Cânt? Poți să crezi că m-a făcut să cânt astăzi? Ghiși ce melodie a cântat. Nu cred ceva. Vreau să aud. Uite-te pe reloare. Și o să auzi. Pune-mi pe Instagram, uite-te pe Instagram că o să vezi acolo. Ai pus pe Instagram deja? Da. Băi, da. Ce rapid. Dă-mi un indiciu. Extraordinar. An de liceu, pentru că astăzi a început școala și ne-am gândit să fim în ton cu această zi. Ce drăguț. Iulia, mi-e foarte